Bun găsit, prieteni! Mă bucur să ne revedem! Vorbim în această ediție despre luna nouă, ce se produce în RAC pe 17 iulie la ora 19. Până atunci, luna se află în scădere, trecând prin diverse zodii. Și o să vorbim și despre această trecere a lunii prin zodii până la luna nouă RAC, dar și despre luna nouă RAC. E important să ne pregătim pentru această lună nouă, ea are loc o singură dată în an, în zodia RAC, iar zilele premergătoare de lună în scădere sunt importante, așa că o să vorbim și de această perioadă de până la luna nouă, dar și de la luna nouă. În principiu, pentru că suntem în zilele RAC-ului, ne interesează siguranța vieții personale, căminul, relația cu corpul, care e prima casă, relația cu casa în care locuim, dar și raporturile dintre membrii familiei sau oamenii alături de care noi petrecem viața personală. Tot acest mediu al nostru, prielnic, în care se presupune că suntem deconectați, suntem în largul nostru, îl creăm după chipul nostru, sau măcar avem un colț al nostru, unde putem să ne creăm ritualurile noastre, rutina noastră, nu trebuie să fim înțepeniți într-o rutină, dar e bine să o avem, tocmai pentru a ne putea destinde într-un spațiu pe care l-am ordonat în conformitate cu fluxul nostru intern de viață. Deci acest spațiu al nostru personal este în interesul nostru acum. În general ne interesează viața personală, dar acum când suntem în zilele racului putem fi mai atenți la aspecte care ne scăpau, putem face lucruri care altădată nu ne reușeam. Grijă pentru corp, grijă pentru sănătate, grijă pentru biografia noastră, să ne împăcăm cu diverse aspecte, astfel încât să ne dăm seama că pe planeta asta, indiferent cum am venit, prin cine am venit, noi suntem soțiți pe această planetă ca să onorăm creația, dacă vreți, sau spiritul creației. Știu că foarte mulți ne plângem de părinți sau de biografia noastră și pe bună dreptate, pentru că în viețile multora dintre noi nu s-au întâmplat lucruri bune, dar important este că am sosit și că noi ne-am servit de orice prilej de acolo de sus pentru a veni spre a împlini planul nostru divin de viață. Deci noi, sau și cu contribuția noastră, la nivel de conștiință și de spirit înainte încarnați, am ales momentul de venire, asumându-ne riscul că poate n-am ales perfect, dar era important să alegem să venim ca să fim într-un anumit timp, lângă anumiți oameni, să ne aducem contribuția energetică pentru a împlini un plan personal. Uneori biografiile pline de dificultăți ne cam încurcă în a împlini planul personal pentru că ne lăsăm furați așa de dramele, tragediile trăite. E adevărat, ele nu sunt plăcute și ne pot deturna, pentru că vrem să înțelegem, vrem să-i scodim, vrem să pricepem și să ne înțelepțim de ce a fost într-un anumit fel, de ce am suferit într-un anumit fel, care sunt explicații. Unele sunt foarte greu de găsit. Oamenii fac lucruri. Nu neapărat pentru că au un motiv sau o logică care stă în picioare. Pur și simplu, sunt tributari capriciilor lor, neînțelegerilor lor, modelelor lor, lipsei lor de investigație, de cercetare, de inteligență, pentru a vedea dacă unele lucruri sunt corect de făcut sau nu. Și atunci venim în familie unde se întâmplă tot felul de lucruri, dar e important să venim. E important, atât de important să venim, încât foarte mulți copii se nasc în cele mai ciudate circumstanțe, în cele mai periclitante circumstanțe și totuși aleg să vină pe vapor, în tren, în călătorii, în război, în foamete, la părinți nepricepuți, cu rude nepricepute, în sărăcie. Orice context este bun pentru un spirit care vrea să se încarneze, considerând că el, dacă e conectat cu spiritul lui și primește ghidare, se va descurca cumva. Numai că această legătură cu spiritul se subțiază din ce în ce, pentru că venim în planul încarnării. Și cam uităm de încrederea în forța noastră sufletească și spirituală. Și apoi, pe măsură ce creștem, ne lăsăm copleșiți de dramele pe care poate le-am trăit și uităm că de fapt noi am venit pentru un plan divin și uneori părinții ne ajută să-l împlinim, alteori părinții ne cam încurcă să-l împlinim. Dar e foarte important să venim și noi am vrut să venim și uneori venim în grup,
venim în generații unde se nasc mulți copii sau în anumite țări se nasc mulți copii într-o anumită perioadă de timp, tocmai pentru a nu fi suflete singure, pentru a se susține energetic, chiar dacă nu știu unii de alții. Vin cumva din aceeași familie spirituală. Și să nu uităm niciodată că noi am vrut să venim, asumându-ne poate circumstanțe dificile, considerând că ne vom pricepe să le depășim, că nu vor conta, dar nu e chiar așa. Când venim pe pământ, contează aceste circumstanțe terestre și nu ne lăsăm afectați și copleșiți de ele, dar cu toate astea să ne aducem aminte că am venit pentru a manifesta genul nostru, spiritul nostru, lumina noastră, că avem înainte de a veni pe pământ un angajament cu Universul, cu cosmosul, cu legile universale, cu sursa, indiferent cum o numim. Că acolo este casa noastră, rădăcinile noastre și că venim să aducem aici un pic din lumina aceea primordială. Pentru a aduce un pic de pace, un pic de bucurie, pentru a crea în jurul nostru un mediu în care reproducem cumva armoniile, așa cum sufletul nostru le traduce, armoniile Edenului din care am venit, a lumii perfecte, divine din care am venit și facem cât putem, este foarte adevărat. Nu trebuie să ne lăsăm abătuți sau copleșiți de momentele dramatice din biografia noastră. Noi n-am venit să avem o biografie perfectă, n-am venit la părinții perfecți, pentru că poate nici nu i-am găsit în momentul în care a sunat ceasul nostru cosmic ca să ne naștem. Am venit pentru că trebuia să venim, pentru că avem un plan mare cu noi de a fi luminițe, de a fi spirite pline de lumină în această lume. Și nu trebuie să ne dea nimic înapoi. De aceea e atât de importantă această lună nouă în rac. Acum pe 17 iulie și toate zilele astea până la lună nouă în rac. Pentru că ne curăță. E o lună în scădere până la lună nouă pe 17 iulie. Și ne curăță toate aceste reziduri din biografia noastră. Sigur că putea fi mai bine. Sigur că oamenii din jurul nostru, când eram copii sau tineri, puteau face mai mult. Dacă ar fi avut cum și cu ce. Important e să facem noi mai mult pentru noi. Să fim noi de 10 ori mai înțelepți decât ceilalți care n-au fost. Să fim noi de 10 ori mai buni, mai îngăduitori, mai toleranți, mai deștepți, mai pătrunzători, mai clarvăzători, mai iertători, mai puternici, mai bucuroși, mai creativi. Noi putem face asta. Pentru că noi nu uităm legătura noastră cu sursa din care ne tragem tot genul și toată puterea, energia și bucuria de care avem nevoie ca să împlinim planul nostru. Planul nostru nu este să copiem, să zicem, anumite modele nepotrivite dintr-o familie. Ne luptăm cu ele sau ne confruntăm cu ele. Planul nostru este să aducem lumină, nu să ne facem dreptate întotdeauna. E important că știm dreptatea. Între noi și Dumnezeu este dreptate. E important această lună nouă în rac pentru că e o singură dată în an și pentru că ne poate aduce multe înțelesuri pe care altădată ne chinuim să le avem. Acum cumva coboară mai ușor, simți mai ușor. Ne putem împăca cu familia, cu biografia, cu ce au făcut unii și au zis alții din familia noastră, din viața noastră. Ne putem împăca cu corpul nostru, cu ce am făcut și n-am făcut pentru el. Și el țipă și ne spune acum. Nu e vorba neapărat de sănătate, e vorba de conduită, de conștiența prezenței noastre în corp. Și că avem un corp de care ne servim pentru a face lucruri. Uneori corpul singur ne avertizează că nu facem lucruri bune sau ne avertizează despre mediu. E așa o inteligență animalică a corpului, să spunem, dar care simte dacă mediul e bun din toate punctele de vedere. Dacă vremea e bună pentru noi, dacă terenul unde suntem, spațiul în care suntem e prielnic pentru noi, corpul cumva ne spune împreună cu sufletul și împreună cu conștiința, dar și chiar și corpul ne transmite. E bine să avem o relație bună cu corpul. El ne spune, e prea mult pentru mine, stop, odihnă, activitate, stai prea mult, învață lucruri noi, folosește-ți mintea. Nu rămâne ancorată în niște credințe sau convingeri care au ajuns să te limiteze, au fost bune, dar nu mai sunt. Cumva și corpul, cu toate elementele lui, ne spune foarte multe lucruri și e bine să le ascultăm. Dar apoi, cu zilele acestea ale racului, ne pasă mult de viața noastră, de casa noastră, de ai noștri. Și poate ne gândim mai mult cum să eliminăm lucrurile care intoxică, care fac rău relației, mediului,
Apoi e vorba de legătura cu pământul, cu pământul de sub picioarele noastre, că e apartament sau că e parcarea unde ne punem mașina, că e drumul pe care mergem până la serviciu, până la piață. E relația cu planul fizic, cu planul terestru, care ne e casă. Și această relație trebuie să devină curățată de toxine. Aoleo, oamenii sunt așa, n-ai cu cine, aoleo, țara în care trăim, aoleo, orașul ăsta e necivilizat, altele, pe unde am fost eu și am călătorit, ce frumos e și ce bine e. Deci această relație cu locul în care suntem e importantă, ca locul să ne dea cărări bune, oameni buni pe cărarea noastră, ocazii, oportunități, să ne dea belșugul și abundența de care avem nevoie, să o întâlnim în calea noastră, în cărările noastre, în drumurile noastre. E important să avem o relație bună cu mediul. Nu înseamnă să ne hipnotizăm că totul este perfect, nu, ci să avem găduință, înțelegere, toleranță și acceptare la ce e imperfect și să aducem lumina noastră pentru a ajuta la mai multă perfecțiune. Și acum să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte pentru această perioadă. N-am apucat să trec cu luna prin zodii, dar o să o fac la fiecare zodie acolo unde este important de povestit. Pentru berbeci, este o perioadă cu lună scădere și luna 9 din 17 iulie în care au multe de reglat berbecii cu ei înșiși. Este o perioadă în care, de exemplu, pe 9 și 10 iulie, luna le trece prin zodie. Sunt foarte receptivi, foarte senzitivi, meteosensibili, simt mediul și simt ce le e bine și ce nu le e bine. Simt ce au de făcut, simt ce le trebuie, cum pot contribui. Au o foarte bună apreciere a propriilor lor puteri și resurse în ce se pot băga. Apoi, 11 și 12 iulie, zile foarte bune pentru lucru, pentru rezultate concrete sau pentru bani obținuți în urma lucrului. Muncesc. Și muncesc cu sârg, cu mult elan, neprecupețindu-și forțele pentru a realiza ceva acum în etapa asta ce și-au propus. Dar sunt foarte inspirați, însă consumul este destul de mare. Pentru 13, 14 și 15 până la ora 18, luna traversează Gemenii. Sunt zile minunate pentru berbeci, pentru a scăpa de idei fixe, de sfaturi proaste, poate chiar se dumiresc în legătură cu falși învățători, falsele informații care nu le folosesc, indiferent ce vor să facă. E o curățare mentală, un detox mental care are loc pe 13, 14 și 15 până la ora 18. Poate unii dintre berbeci renunță la întâlniri, la vizite sau la drumuri, de la care consideră că nu au lucruri bune de primit și mai bine renunță la ele. Poate chiar renunță să mai trimită un mail sau o veste sau o știre sau o informație. Apoi intrăm sub incidența lunii noi, care se produce de pe 15, de la ora 18, până pe ziua de 18 la ora 6. Suntem sub impactul lunii noi în rac, care are loc de fapt pe 17 la ora 19, dar de pe 15 suntem pe lună nouă, iar în cazul berbecilor are loc o revigorare, o primenire în legătură cu casa, cămin și viața personală. Pentru Tauri, este o săptămână în care Taurii probabil că pe 9 și 10 iulie sunt mai preocupați să urmărească ce fac alții și să analizeze dacă activitățile altora îi afectează, dacă sunt toxice pentru ei sau nu. Sunt mai atenți la aspectul ăsta, indiferent cine intră în categoria alții. De asemenea, foarte bune zile, 11 și 12, pentru că luna este semnul lor zodiacal, acolo în preajma lui Jupiter și a lui Uranus, intuiția lor e fabuloasă. În primul rând pentru ei, făcând lucruri extraordinar de importante pentru ei, au o dispoziție, o atitudine foarte bine conectată cu propriul lor suflet, de aceea nu greșesc. Indiferent că alții se supără, asta este. Ei sunt conștienți de ce le priește și ce nu le priește și au de făcut lucruri mari. În casă și în cămin pot aprecia foarte corect, mai ales lucrurile toxice. Ce nu e bun sau ce nu duce în timp, n-are efect în timp benefice. De aceea pot discuta de pe poziții foarte intransigente, sunt foarte moralizatori pe 11 și 12 cu cei din casă și își impun punctul de vedere. Pe 13, 14, 15 până la ora 18, foarte preocupați de bani, Taurii își apără veniturile cu cerbicie.
sunt economi, sunt eficienți, nu vor să fie păcăliți, nu scot bani din buzunar. Pot scoate pentru casă și cămin, siguranța lor personală sau pentru a pune în depozite, dar altfel în afară nu merg banii. În același timp își eficientizează munca foarte inteligent. Cum pot eu profita de pe munca pe care o fac deja și vor profita din plin? Iar luna nouă, de pe 15 de la ora 18 până pe 18 la ora 6, luna nouă practic aduce noi gânduri, noi proiecte, o nouă viziune despre niște planuri sau o cale de viitor foarte bună și poate mai bună conectare cu familia. Pentru gemeni, sunt zile care aduc gemenilor pe 9 și 10 reflecții legate de mediul lor. Dacă e bine să fie acolo unde sunt sau nu e bine, în comunitatea aia, în colectivitatea aia, în cartierul ăla sau grupul ăla. Și poate că unii gemeni vor spune, sunt dornici să caute comunități în care se regăsesc, dar deocamdată poate sunt mai atenți la cele în care nu se regăsesc. Și își dau seama că nu le place să facă ce fac ceilalți, nu urmează aceleași trenduri, nu gândesc ca toți ceilalți, practic nu sunt în grupul potrivit sau în comunitatea, societatea potrivită. Și sunt foarte preocupați pe 9 și 10 iulie să-și găsească această acasă socială mai potrivită. Grupul unde pot regăsi frății sau fraternități. Așa că pe 11 și 12 au de reflectat, cumva sunt ca niște observatori foarte lucizi a mediului în care ei sunt. Și sesizează dacă există disconfort, dacă există compromis, foarte ușor, le displace lucrul ăsta, îl sesizează cu luciditate și își caută această casă, acest mediu social. De aceea, pe 13, 14, 15, până la ora 18, sunt foarte dinamici, foarte animați, foarte inspirați, au foarte bună intuiție în legătură cu niște schimbări pe care trebuie să le facă în viața lor ca să ajungă la oamenii aia. Unii vor călători, alții se vor muta, unii vor schimba serviciu, poate. Capătă acest curaj, pentru că e foarte importantă nu doar câștigul, serviciu, ci comunitatea. Pun preț pe asta. Iar unii se pot întoarce în familie, iar luna nouă, care începe practic de pe 15 seara până pe 18 la răsărit, această lună nouă orac îi face foarte conștienți de nevoile lor, care pot să-i aduc aproape de familie. Pentru raci, este cu siguranță o lună nouă care li se adresează pentru că în semnul lor zodiacal sunt vedetele acestui horoscop și acestei perioade, iar zilele cu lună în scădere pregătitoare pentru luna nouă. Această lună nouă poate aduce mari schimbări în viața racilor, de dispoziție, de atitudine, de mobilizare. În primul rând, pe 9 și 10 pot lua în analiză și pot să se despovăreze de niște obligații, de niște roluri, de responsabilități care sunt greu de dus și nu mai sunt pentru ei cumva. Și le-au luat pe umeri, dar nu prea trebuie să le poarte ei. Dacă luna era în creștere, aș fi zis că trebuie să și le ia. Dar pentru că luna este în scădere, nu trebuie să mai tragă cu dinții să facă ei lucruri în care nu ar trebui să se bage. Să bată pe cineva la cap să aibă grijă de sănătate când persoana nu vrea. Să insiste ca cineva să fie mai conștient sau să facă cine știe ce schimbări bune în viața sa când nu vrea, nu e implicată și nu e conștientă. Să corecteze ei diverse lucruri sau pe șefii lor când aceia nu vor. Nu înseamnă să nu corectăm lucrurile din jurul nostru, dar să fim atenți la cât ne putem întinde. Uneori și răul are un efect pedagogic, ne învață multe lucruri, de aceea este lăsat de viață să-și facă o timp mendrele. Deci au de analizat acum pe 9 și 10 dacă este cazul ca ei să aibă anumite responsabilități sau să se erigeze în conducători, în lideri sau nu. Pe 11 și 12 le-ar prinde bine niște prieteni cu care să se consulte, au nevoie așa de un pic de încurajare. Iar pe 13, 14 și 15 cad în melancolie, e bine să stea deoparte, să aibă grijă de sănătate ca pe luna nouă să aibă forța unor schimbări. Pentru lei, această perioadă vizează pe 9 și 10 în special cumva se scot din viața lor, se eliberează de idei fixe sau obsesii sau greșite gânduri, greșite idei, păreri și reguli și principii și axiome și dogme
care fie le-au împrumutat din afară, fie sunt în jurul lor și se dezic de ele. Pot avea discuții, certuri chiar cu cineva, argumentează, sunt foarte combativi, dar nu vor idei proaste în capul lor și nu acceptă pe nimeni care le bagă idei proaste în cap. Așa că se vor distanța de opiniile generale care se vehiculează sau de falși mentori care vor să-și impună părerea. De aceea, pe 11 și 12 sunt foarte vehemenți și foarte autoritari, se pot certa, pot lupta cu diverse persoane care sunt combative, autoritare sau recunoscute, dar nu le pasă, au proprietatea vorbelor și sunt foarte curajoși. Spun lucruri pe care unii adoră să le audă, pentru că răstoarnă cumva ordinea falsă a unor lucruri. Pe 13, 14 și 15 până la ora 18 lei își găsesc cumva comunitatea, confrații, oamenii cu care pot împărtăși idei, au chef și de distracții, sunt aventuri pline de învățăminte cumva. Ori schimbă ei idei valoroase cu alte persoane și discuțiile intelectuale îi incită, ori au parte de diverse activități din care învață, din care împărtășesc lucruri cu alții, pot lua informații utile de la alții. E o efervescență mentală. Pe 13, 14, 15 discută mult de planuri sau le vin diverse idei de diverse planuri și proiecte foarte provocatoare. Luna nouă îi găsește foarte melancolici și au nevoie de liniște să-și încarce bateriile, nu trebuie să se consume prea mult în după amiaza zilei de 15 și până pe 18 la răsărit, mai pe calm, mai pe pace și pe sănătate. Pentru Fecioare, este o perioadă în care Fecioarele trebuie să renunțe, e bine să renunțe la pe 9 și 10 iulie, la timiditate, timorare, rușine, trebuie să fie un pic mai curajoase sau au de eliminat din viața lor această rezervă și modestie care le face uneori să amâne și să pierdă oportunități și șanse. Își fac curaj pe 9 și 10 pentru acțiunile viitoare. Stau cu ele, cu gândurile lor, poate și se consultă cu cineva, dar numai cu acele persoane care știu să le transfere încredere, sau mai bine singure, și trebuie să-și facă curaj. Pentru că zilele de 11 și 12 pot fi fabuloase, pentru că luna este în scădere, scapă de niște piedici. Iar acele piedici stau între ei și persoane influente și cu autoritate, așa că pot bate pe la oficii, pe la uși, pe la ghișee și pe la birouri pentru a obține ceea ce ele își doresc. Sau pot trimite un mail cerând lucrurile pe care și le doresc. În tot cazul, luna fiind în scădere, le recomandă să scape de rușine, trac, vină, rezervă, timiditate, modestie, pentru că altfel nu avansează. Pot fi niște zile fabuloase, 11 și 12. 13, 14, 15, până la ora 18, zile cu vești. Unele le intimidează aceste vești. Pot fi vești bune, confirmative, dar care le implică deja pe Fecioare în diverse noi activități sau într-o perspectivă nouă de acțiune în viața lor. Vorbesc bine, au de spus lucruri, s-o facă cu curaj. Iar perioada, zilele de lună nouă, adică 15, de la ora 18 până pe 18, la ora 6 dimineața, sunt zile care pot aduce, pot schimba viitorul. Toate acțiunile astea, din zilele premergătoare lunii noi de pe 17, le pot schimba viitor dacă Fecioarele sunt îndrăznețe și renunță la trac pentru balanțe. Este o perioadă care pune foarte mult accent pe relațiile lor. Cum interacționează cu ceilalți, cât de bună este compatibilitatea lor cu alte persoane, cât de bine știu să interpreteze ce fac celelalte persoane față de balanțe, cum le gândesc, ce le jenează pe celelalte persoane. Pot fi un pic mai atente la reacțiile celorlalți, înțelegând de ce le au, ce le place, ce le displace la balanță. Nu înseamnă să le facă pe plac, înseamnă să înțeleagă de ce funcționează anumite lucruri așa, bine sau rău, care sunt cheile de a funcționa bine într-o relație. Iar pe 9 și 10 iulie sunt mai provocatoare, trag de limbă, cer răspunsuri, dau buzna peste un cu alte cuvinte. Ca cel de lângă ele să spună ce are pe suflet, ce vrea și ce nu vrea. Sunt îndrăznețe și înfigăreți așa balanțele pe 9 și 10 iulie și e foarte bine în toate interacțiunile pe care le au. 11-12 pot obține ce altul nici nu vrea să dea. Deci pot obține lucruri, fie să fie lăsate în pace, fie ca cineva să-și retragă armatele, fie ca
cineva important pentru ele să dea ce nu vroia să dea până acum și în felul ăsta balanțele să obțină lucruri. În general, ceea ce vor să obțină este mai puțină sufocare, mai puțină implicare, mai multă degajare, mai multă înțelegere. Nu e vorba neapărat de bani și pot obține lucrurile astea prin felul în care pun problema și prin atitudinea lor. Apoi, 13, 14, 15. Gândul la călătorie, la distanță sau la interacțiune cu persoane care se află la distanță elimină piedicile care le stau în cale, pot schimba programul astfel încât să ajungă acolo unde își doresc ca pe lună 9, pe 17 să aibă sentimentul că au un control viața lor. Pentru scorpioni, 9 și 10 sunt zile de muncă, fiind lună în scădere, trebuie să elimine frânele din calea muncilor. Și în cazul scorpionilor, luna în berbec, în scădere aduce mai mult curaj, mai multă prezență de spirit, mai multă viață, sunt vii la locul de muncă și își dau seama de ce se întâmplă. Tocmai de aceea pot avea niște reacții foarte bine adaptate. Merg bine și pe 11 și 12 iulie, când au loc întâlniri, poate importante, sau întâlniri cu ecou, în urma cărora se pot întâmpla alte lucruri, se pot lega alte colaborări. De aceea e important să fie vii, să fie prezenți și să se implice. 13, 14 și 15 până la sfințit, o lună în Gemeni care poate aduce eliminarea unor frâne financiare. Își dau seama că fiind mai fluizi, mai bun colaboratori cu oamenii din jurul lor, acceptând și ideile celorlalți, ne mai punând atâta frână, aceste colaborări pot face ca rotițele să se ungă și anumite idei și proiecte să fie mai ușor puse în practică, iar în urma lor să câștige bani. Iar perioada de lună nouă, de pe 15 de la Sfinții până în ziua de 18 la răsărit, cu luna nouă de pe 17 iulie, poate să contureze o nouă direcție de viitor. Au colaboratori foarte buni, pot colabora cu partenerul de viață, de altfel în această săptămână, în această perioadă se poate pune la punct o colaborare în care au sprijinul partenerului de viață sau unei persoane foarte apropiate, iar această lună nouă anunță un proiect nou și o direcție nouă de viitor. Pentru săgetători, perioada aduce entuziasm și elan pe 9 și 10. Se simt în formă și pentru orice. De aceea au îndrăzneală, curaj, energie bună să facă diverse lucruri. Sunt într-o formă foarte bună de muncă pe 11 și 12 și ideile lor mai îndrăznețe, mai originale, sunt puse imediat în practică. Pot să se gândească la concediu și să pună în practică destul de meticulos pe 11 și 12 activitățile de concediu, de exemplu. Dar alții lucrează și sunt foarte eficienți la muncă. Și pentru că știu să se servească de oportunități sau de oameni. Pentru că luna e în scădere, piedicile dispar. Și cumva lucruri care nu s-au întâmplat, dar trebuiau să se întâmple la locul de muncă, se întâmplă foarte rapid, fără piedici pe 11 și 12. Deci e bine să profite de lucrurile astea în toate acțiunile pe care le au. 13, 14, 15 până la ora 18 sunt zile foarte bune pentru a interacționa. Foarte bune pentru întâlniri, pentru discuții, pentru că au spirit de convingere și iarăși piedicile care existau între ei și alți oameni, că nu se lăsau convinși, că nu erau de găsit, că nu erau deschiși. Acum aceste piedici se pot elimina, discută foarte mult despre lucruri pe care vor să le rezolve, să dispară, să le elimine dintre ei și au alte persoane și au această șansă, astfel încât că luna nouă din 17 și zilele de lună nouă, adică 15 de seara de 15 și până 18 la răsărit, poate aduce un câștig în cazul lor. Câștigul este printr-o revitalizare, regenerare a relațiilor apropiate, consolidarea averii sau a unei căi de prosperitate. Simt că țin în mână lucrurile și că urmează prosperitate. Inclusiv pentru corp și sănătate se pot rezolva niște probleme. Zilele cele mai bune pentru sănătate sunt cele de 11-12, iar luna nouă poate să aducă o nouă cale de vindecare. Pentru Capricorn, perioada poate aduce foarte multă preocupare pentru capacitățile și talentele lor. Ele sunt activate, adică toată sfera care este străbătută din hartă, care este străbătută de lună, vorbește de abilități, talente și capacități. Și pot fi foarte stimulați capricornii în aceste zile să lucreze mai mult la creativitate, la ingeniozitate, spontaneitate, spiritul jucăuș, adaptabilitate,
forțele de regenerare și întinerire care lucrează. Când fac ceva ce le place, când lucrează cu cineva, când încurajează pe cineva, când văd ceva bun în loc să vadă ceva rău, cumva lucrează cu forțele de prosperitate și regenerare. Pe 9 și 10 iulie, cu o lună în berbec, care poate aduce niște mici scântei în familie, mai mult indispoziție, trebuie să ia aminte la această stare de disconfort și de indispoziție că nu sunt implicați sau că sunt prea implicați în chestii pe care nu vor să le facă, să vadă de ce nu le convine. E un lucru rău în sine, ce vor ceilalți, ce le cer ceilalți, sau de fapt ei au o dispoziție prea rigidă. Merită să reflecteze la lucrul ăsta. Apoi să reflecteze pe 9 și 10 iulie cam care e locul lor în familie. Tema familiei se pune în cazul multor zodii și în cazul lor în mod acut, pe 9 și 10 în special. Rolul lor în familie. Faptul că sunt prezenți înseamnă că și fac parte, că sunt acolo, că înțeleg pe cei din jur, chiar și când fac lucruri rele. Înțeleg de ce le-au făcut sau lucruri nepotrivite. Au multe aspecte la care să reflecteze și dacă o vor face, 11 și 12 sunt zile absolut minunate, de deschiderea inimii, de exuberanță, pentru că le pică fix, să înțeleg, și atunci toate lucrurile par mai simple. Foarte bune zile pentru reconectare cu copiii sau reconectare inimă-inimă cu cineva, mai ales prin servicii pe care le fac, ajutor pe care îl dau, sfaturi pe care îl dau, chestii practice pe care le fac. 13, 14, 15 lucrează în comunitate, în colaborare cu ceilalți și trebuie să fie toleranți, să învețe, să povățuiască, să explice, dar să lucreze împreună cu ceilalți, astfel încât luna nouă de pe 17 iulie să vină cu o energie foarte frumoasă în cuplu și în conexiunea lor cu alții. Pentru vărsători, săptămâna, perioada începe pe 9 și 10 iulie cu o lună în berbec care le animă mintea. Au multe idei, simt că se pot face multe lucruri în acest moment, au chef să demareze, dar e posibil să fie doar un foc de paie. Nu înseamnă că neapărat nu iese nimic din asta, dar au tendința cumva de a se pierde în de a-și consuma multă energie în viziunea, visarea unei perspective și e posibil să nu mai aibă energie să pună în practică. Din fericire, pe 11 și 12 luna e în semn practic, în semnul Taurului, și acolo cumva își încarcă bateriile. Deși este în scădere, mai curând scapă de greșelile pe care le-au făcut până acum, de a se risipi, de a vorbi prea mult despre ideile lor. E bine să le împărtășească, dar nu să vorbească prea mult sau să-și pierdă timpul numai povestind și lăudându-se. Deci cumva scapă de lucrurile care le purjau energia. Pună colaborare pe 11 și 12 cu membrii familiei pentru lucrurile pe care vor să le facă. Au toate șansele să se simtă susținuți dacă știu să spună ce vor, dacă știu să ia din ceea ce ceilalți pot da, să ia și să se servească. Nu să fie nemulțumiți că n-au primit mai mult, de exemplu. Uneori și să fie lăsați în pace, e un dar pe care ceilalți îl fac. Deci 11 și 12 se pot conecta foarte bine cu familia. 11 și 12 sunt zile foarte bune pentru casă, pentru cei care lucrează în casă. 13, 14, 15 sunt extraordinar de inspirați, pot lucra la diverse proiecte pentru că capătă niște soluții absolut geniale și simple la lucrurile pe care le-au de rezolvat. Și nu mai lucrează în viteză aurit, nu mai stau după detalii de importante în cazul lor, care mai multe ținau pe loc, astfel încât că luna nouă de pe 17 și toată perioada asta, 15 după amiază până pe 18 la răsărit, sunt într-o mare energie de lucru și simt că pot să pun un proiect pe roate. Și sănătatea de asemenea. Pentru pești. Perioada începe cu 9 și 10 zile foarte practice și în care peștii sunt foarte determinați și foarte curajoși. Să-și vadă interesul, să își urmeze interesul, să lupte pentru interesele lor, să câștige de pe urma eforturilor și muncilor, inclusiv material, financiar. Sunt foarte bine conectați cu nevoile lor și cu puterea lor de a înfăptui lucruri. Așa sunt și pe 11 și 12, sunt zile fabuloase în care se pot descurca foarte bine cu banii, cu actele care vizează banii, cu contractele, merge mintea bine, știu să analizeze un text, pot da niște răspunsuri pertinente, pot pleda pentru interesele lor financiare, se luptă cu îndârjire pentru ce au ei nevoie să obțină și da, pot obține. Adică dacă altă dată rămâneau descumpăniți în fața unui nu, în fața unei uși închise, acum această descumpănire este spulberată și luptă cu multă hotărâre pentru lucrurile de care au nevoie, pentru interesele lor.
Așa că pe 13, 14 și 15 își fac niște strategii absolut formidabile. Speculează chiar și slăbiciunile celorlalți dacă este nevoie sau rateurile, eșecurile, pierderile, greșelile celorlalți, astfel încât luna nouă este fabuloasă pentru ei. Pentru toată de pe 15 seara, toată dezinvoltura, încrederea, siguranța, pot căpăta încrederea că sunt pe calea bună, că trebuie să-și urmeze visul, că au toate datele necesare pentru lucrurile pe care vor să le facă, că sunt cumva susținuți astral, cosmic pe drumul pe care sunt și nu dau înapoi de la nimic, se simt dimpotrivă întăriți în ceea ce vor să realizeze. Să ne fie bine tuturor!